Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Margareta Răducanu și vă invit să urmăriți emisiunea Intersecția RM. În această seară, invitații din studio sunt Corneliu Ciurea, politolog. Bună seara și bine ați venit la noi în studio. Și Victor Juc, vicedirectorul Institutului de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe din Moldova. Bună seara și bine ați venit! Vă mulțumesc că ați acceptat să discutăm în această seară. Marți au fost făcute totalizările activității celor 100 de zile ale președintului Igor Dodon în funcția de președinte a Republicii Moldova, într-o conferință de presă. Deja de două zile au fost analizate și discutate îndeajuns în toate taberele aceste 100 de zile și pe alocuri retorica unora a fost destul de dură și acidă. Eu îmi propun în această seară să discutăm constructiv, dacă este necesar critic, dar să nu uităm și de aspecte pozitive ale acestui mandat și acestor zile. Dar înainte de toate vreau să vorbim în general despre omul Igor Dodon, despre președintele Igor Dodon și despre ceilalți președinți pe care i-a avut Republica Moldova, pentru că în asociere întotdeauna se vede foarte bine niște lucruri. Și să reamintesc cum au trecut acele 100 de zile de la investirea domnului Nicolae Timoftici. Vreau să dau citire unui text scris de Nicolae Negru. După 100 de zile de la alegerea sa în funcția de președinte, Nicolae Timofti mai continua să rămână un quasi necunoscut pentru opinia publică. În mod evident, nu se compară cu un tată al națiunii. Cei care îl au drept model prezidențial pe Voronin sau chiar pe Ghimpu nu puteau să nu fie decepționați. Activitatea lui Nicolae Timofti vorbește în favoarea unui președinte ales de Parlament, cu atribuții simbolice, care nu se implică în lupta politică. Așa au trecut 100 de zile a lui Timofti și cu mici schimbări cei 4 ani. În asociere, președintele Igor Dodon deja, cum îl vedeți? Președintele Nicolae Timofti a adoptat o decizie de principiu de care s-a condus timp de 4 ani, a fi cât mai puțin prezent în viața publică, deși a avut câteva sclipiri, dar de fapt el nu s-a inclus destul de mult în viața publică, mai degrabă a stat la vechea Constituției și a îndeplinit prerogativele unui președinte într-un regim parlamentar. Președintele Igor Dodon din start a declarat că va fi un actor activ și timp de 100 de zile a încercat să demonstreze că promisiunea lui în această direcție va fi realizată și într-adevăr a realizat-o. Eu nu sunt absolut de acord cu următoarea supoziție care destul de larg este răspândită, cum că un președinte ales de către Parlament ar avea mai puțină legitimitate decât un președinte ales prin scrutin direct. De popor. Dat fiind că atribuțiile au rămas aceleași, iar în Republica Moldova pot să fie exercitate și trebuie să fie exercitate atât mecanismele democrației directe, când electoratul este chemat la urnele de vot pentru a se pronunța, dar și mecanismele democrației reprezentative, când oamenii deleghează către deputații aleși anumite prerogative pentru a le reprezenta interesele și pentru a adopta decizii din numele lor. Prin urmare, este absolut gratuită afirmația atunci când se spune că Igor Dodon ar avea o mai mare legitimitate decât Nicolae Timofti. Ambii au avut aceeași legitimitate. Problema constă în diferențele dintre modul de comportament pe care l-au adoptat și implicit de prezență în viața publică. Domnul Ciurea, dumneavoastră, cum vedeți această asociere și... Da, nu o văd nicicum, pentru că nu poți să faci o asociere între Nicolae Timofti și un președinte care mai mult a tăcut, domnul Juc a vorbit despre câteva sclipiri, mai curând acțiuni mai tăioase, poate se referea la investirea nereușită a domnului Plahotniuc în funcția de prim-ministru pe care a blocat-o sau discuția pe care a portat-o cu Vladimir Putin și pe care noi n-am auzit-o, de fapt, la un summit CSI. Acestea au fost acțiunile, așa, susținerea evacuării armatei ruse. Da, atunci când a fost cel mai spectaculos. Da, probabil aceste mesaj. Câteva aspecte. Domnul Dodon se face auzit și văzut zilnic. El este, pe lângă faptul că e președinte ales de tot poporul, în același timp reprezintă, și acest lucru nu-l putem nega, principalul forță politică de opoziție, principala forță politică din țară și care este principala forță de opoziție, din această cauză
luptă sau zic relația dintre putere astăzi în Republica Moldova este cea a unei confruntări între doi poli, unul dintre care este reprezentat de domnul Dodon și el este obligat zilnic să fie, dacă vreți, acel Ceapaev care se află în fruntea cavaleriei și se află în atac. Iar ceea ce poate nu este chiar caracteristic, pentru că vorbeați și despre domnul Dodon ca om, mie nu mi se pare domnul Dodon chiar un om extrem de bătăios și un veșnic luptător aflat pe baricade, dar situația îl obligă să se comporte ca atare. Și, bun, această intrigă politică care există astăzi, confruntarea dintre polul pro-european reprezentat de PD și polul pro-estic, pro-rusesc reprezentat de Dodon și Partidul Socialiștilor, este sarea și piperul vieții noastre politice. Noi trăim din această confruntare pe care Dodon, așa cum poate, o alimentează zilnic. Da, deci, domnul nu putem Nicolae să negăm Timofti, că... Domnul Nicolae Timofti s-a comportat în aceeași manieră ca, spre exemplu, președintele Germaniei Joachim Gauck, a cărui mandat a expirat recent, pe 18 martie. Iar domnul Igor Dodon se comportă ca, spre exemplu, Traian Băsescu, deși președintele României... O asociere cu oameni din politica externă. Din politica externă, deși președintele României, prin Constituție, dispune de puțin mai multe prerogative și în România mai degrabă este un regim semiprezidențial similar celui din Franța sau din Portugalia. Conform ultimelor sondaje, nu putem nega faptul că a crescut încrederea în instituțiile prezidențiale după chiar și aceste 100 de zile, 3 luni de mandat. Și în timpul lui Timofti, în timp de 4 ani, a scăzut drastic și în sondaje era indicat 4%, 2%, oamenii aveau încredere în instituția prezidențială. Dar aici unii politologi sunt deranjați că în 3 luni de mandat domnul Dodon nu vrea să facă decât să-și ceară mai multe prerogative. Cum vedeți această avalanșă de învinuiri în fața aduse lui Dodon? De fapt, constatăm că toți cei trei președinți aleși prin sufragiu direct, Mircea Snegur, Petru Lucinski și Igor Dodon, după ce au fost investiți în funcție, au solicitat prerogative suplimentare, iar Petru Lucinski chiar a organizat un referendum consultativ în 23 mai 1999, care a ieșuat, nu a fost validat din cauza numărului mai mic decât cel solicitat de prezență la urnele de vot. Într-adevăr, un președinte care se simte că poate să facă mai mult, dorește mai multe atribuții, dar este o maestrie ca să poți, în contextul acelor atribuții care ți sunt acordate constituțional, să poți realiza mult mai mult pentru binele statului pe care îl reprezint și implicit a cetățenilor. Păi din aceștia trei care i-ați numit, cine la moment, la 100 de zile, are abilitățile cele mai profesioniste pentru a-și cere? Nu, probabil cel mai abil a fost Petru Lucinski. Petru Lucinski, totuși, da. Domnul Ciurea, dumneavoastră, este un lux să-ți ceri prerogative mai multe și de ce este blamat pentru acest lucru? Pentru că într-o republică parlamentară și cu această limită de acțiuni pe care poate să le întreprindă, are tot dreptul să-și ceară mai mult. Da, trebuie să ne amintim ce a precedat investirea domnului Dodon în funcție de președinte. Deci a fost o perioadă de interregnum. Președintele Timofte guverna ca președinte provizoriu ad interim, pentru că domnul Dodon nu reușea, deoarece validarea mandatului mai dura, și aici tot e interesant că domnul Dodon dă vina pentru această întârziere a validării mandatului pe partidele de dreapta care au acționat în judecată. Deci în această perioadă de interregnum s-au adoptat în Parlament anumite decizii care au redus din împuternicirile președintelui, deci el a fost lipsit de posibilitatea să numească mai multe persoane în funcție de răspundere. Procurorul general a fost votat. Da, asta este o durere. Da, pentru cei de stânga este o durere foarte mare și în aceste condiții, sigur că domnul Dodon de altfel nu putea să facă nimic decât să asiste impasibil să urmărească acest scenariu de privare a lui de împuternicirile pe care le deținea anterior. Sigur că acest lucru l-a supărat. Trebuie să înțelegem și partea adversă. Ei au văzut că a câștigat un inamic politic, un inamic politic aceste alegeri și au avut grijă pe cale legală să-l lipsească de aceste împuternicire. Deci face parte din trama jocului
politic. Sigur, aici sunt și supărări personale, probabil, pe care le are domnul Dodon, dar dincolo de asta este și o necesitate politică. Președintele slab, este slab, are puține împuterniciri și este obligat să lupte pentru recuperarea, cel puțin parțială, a unor împuterniciri. În același timp, trebuie să înțelegem și partea adversă. Partea adversă nu este dispusă să cedeze în această confruntare, are Parlamentul de partea sa și va face tot posibilul pentru a bloca pe președinte. Prin urmare, acest conflict politic este natural, este firesc, te poți situa fie pe partea, fie pe cealaltă parte a barecadei, dar toți știau, de fapt, încă anul trecut, la sfârșitul anul trecut, că confruntarea dintre Parlament și președinte va exista. Va exista și va fi una destul de serioasă. Da, de fapt, se produce și în alte state o confruntare dintre... Deci nu suntem noi acum... Nu este ceva unici, ceva unicate și din comună. A fost în Franța, în Portugalia, a fost acum în România, mai ales după alegerile din 11 decembrie 2016. Eu consider că pentru președintele Dodon, cu mult mai eficient ar fi nu organizarea unui referendum consultativ. Ajungem la el? Da, dar ar fi altceva. A colecta 200.000 de semnături, a înregistra un grup de inițiative pentru a promova o reformă constituțională complexă, pentru a, dacă dorește, pentru a modifica în general regimul politic din unul semi, din unul prezidențial, din unul parlamentar, în unul semi-prezidențial. Pentru că pentru Republica Moldova în general, pentru statele europene, un regim prezidențial ar fi prea mult, mai ales în contextul fragilității instituțiilor politice, și instituțiilor puterei de stat. Dar modificarea regimului ar fi în beneficiul președinției. Și în plus nu trebuie să uităm un fapt că nici actuala guvernare, nici actualul președinte nu au venit pentru 50 de ani la guvernare. Da, exact. În Republica Moldova mai funcționează de bine de rău democrația electorală și se produce alternanța la putere, alternanța la guvernare. O altă învinuire care îi se aduce președintelui Igor Dodon este că își folosește programul electoral și că și-ar face o continuitate și pe asta nu se dă nici în stânga, nici în dreapta, nu face niște acțiuni orientate spre societate, dar merge pe programul electoral. Aici vedeți o problemă sau o face la fel ca o fac și alți președinți în alte state? Domnul Ciure. Eu cred că în anumite acțiuni ale domnului Dodon poate fi sesizat un exces de zel preluat din programul său electoral. Eu, de exemplu, dacă aș avea ceva serios de reproșat domnului Dodon, aș reproșa ultimele lui acțiuni legate de hărțuirea demnitarilor noștri, cinovnicilor noștri care merg la Moscova. Aici se observă că domnul Dodon pune mai presus considerațiile de ordin geopolitic, doctrinar. Orientarea lui pro-est este mai importantă decât apărarea intereselor funcționarilor noștri. Iată, din punctul ăsta de vedere, poate aici nu e vorba de programul Partidului Socialiștilor, dar viziunea lui geopolitică, totuși prorusească, deși el în timpul campaniei nega, zicea că este da, era mai tolerant față de declarațiile ori est sau vest. O viziunea lui geopolitică prorusească pentru are superioritate sau are preeminență în fața unei viziuni stataliste de apărare a propriilor tăi funcționari. Și iată aici, da, cred că domnul Dodon se află pe picior greșit, dar pe de altă parte acest lucru este compensat de eforturile guvernului și Parlamentului în a apăra acești funcționari. Deci poate chiar domnul Dodon profită de pe urma slăbiciunii lui, lipsii de împuternicire, în a-și articula un punct de vedere foarte politic, foarte poate care iese din orbita intereselor naționale, pentru că oricum știe că acest punct de vedere nu va avea un impact asupra realității politice. Da, dacă venea cu programul electoral și chiar îl prezenta așa frumos în față, era altceva? Sau credeți? Nu, este firesc ca orice șef al statului sau chiar orice deputat ales prin sufragiu direct să tindă să-și realizeze platforma sa electorală. Și în cazul dat este absolut normal, subliniez. Dar câteodată se creează impresia că se pedalează prea mult și se pare că președintele Dodon încă nu a finalizat campania electorală. El trebuie să înțeleagă un fapt, desigur că l-a înțeles, dar nu se simte încă. El reprezintă
întreaga Republica Moldova. El trebuie să devină un președinte al tuturor, să reprezinte întreaga societate. Dar și a spus că vrea să-și dorească să devină președintele moment, tuturor. Dar până la moment, din contra, cred eu că nu a contabilizat noi susținători și societatea din Republica Moldova este profund divizată. Iar, în două, în două. Eu n-aș spune în două, mai degrabă aș spune că este fisurată și conține mai multe segmente, dar cert este că ar trebui să identifice anumite măsuri pentru a nu pentru a asigura întreaga coeziune socială, că este imposibil, mai ales într-o societate divizată geopolitic, într-o societate cu cu mai multe grupuri etnice, cu diferite grupuri demografice, într-o societate de tranziție, unde autoritatea instituțiilor puterii de stat este destul de scăzută, dar totuși unele acțiuni pentru a consolida coeziunea socială sunt absolut importante. Ceea ce până la moment noi nu am văzut, din contra, unele idei care le-a propus nu îi aduc beneficii electorale, spre exemplu, dar din contra, de parcă pe cei care ar putea într-o anumită măsură să-i acorde suport electoral, îi îndepărtează. În acest context vreau să spun și unele idei vis-a-vis de că în aceste 3 luni de zile a reușit să se certe cu mai mulți oameni în interior și în exterior. Aici întrebarea mea este de ce doar Igor Dodon reușește sau încearcă să se certe? Asta spun unii politologi. Astăzi, de exemplu, domnul Candu a spus de ce să nu fim toți egali în fața legii, inclusiv șeful statului, în cazul votării legii privind suspendarea imunității. Deci nu văd să iasă doar domnul președinte în confruntări și în scandaluri interne, certarea aceasta pe care unii politologi o afirmă. Aici, cum vedeți? Eu, în primul rând, în ceea ce privește cearta lui cu cu exteriorul. Bun, pentru că vorbim despre ambele aspecte. Bun, pe intern el se ceartă cu cei cu care se află într-o confruntare. Păi, dar nu vine doar din partea lui aceste replici de Vin. Evident că este alimentată această ceartă și de Partidul Democrat, care își promovează propria sa agendă, propriul program electoral. Am spus că domnul Dodon a fost lipsit din puterniciri și asta sigur că a pregătit terenul pentru certurile care ar urma. Domnul Dodon, iată, cu aceste idei legate de referendum, vine, nu poți să zici că el este inițiatorul. El răspunde la provocările care s-au făcut. Deci, eu nu cred. Lupta este în desfășurare. Nu poți să spui cine are dreptate aici pe intern sau cine nu are dreptate. În fond, ideea referendumului este o replică cu care vine domnul Dodon, o replică politică, și acest lucru se va desfășura. Mai interesant, din punctul meu de vedere, sunt certurile în exterior. Aici nu poți spune este o problemă că are pe Putin un prieten, așa da, cum... Da. Nu, că Putin, asta era clar, că e divizarea muncii, domnul Dodon va fi responsabil de Moscova, va și de pe urma acestei relații bune, în mod normal ar trebui să profite întreaga societate, PD-ul, majoritatea parlamentară nu intervine aici decât în chestiunea semnării acordului cu Uniunea Economică Euroasiatică. Aici tot este o discuție interesantă, dar aici cumva ar putea să blocheze. În rest, îl lasă pe Dodon să se manifeste plenar pentru a atrage anumite beneficii. Dar iată, relația cu vestul este interesantă. Nu poți să zici că domnul Dodon s-a certat. Nu, pentru că n-a revenit de la Bruxelles, a zis că toată lumea... Da, e ok. Totuși putem atesta faptul că nu a primit invitația de a vizita Bucureștiul și Chievul. Asta este o situație așa, mai Legată de declarațiile lui anterioare, apropo poziția lui prorusească. Și desigur a fost foarte interesant cazul cu scrisoarea ambasadorilor, care au demonstrat că ambasadorii american și român, această scurgere a scrisorilor în presă, au arătat un mod de a dialoga cu președintele nostru destul de așa, brutal, nediplomatic. Nu zic eu nu atât brutal, cât nediplomatic.
Bun, noi nu trebuia să aflăm despre asta, dar s-a produs această scurgere. Aceste scrisori, această scrisoare a ambasadorilor a demonstrat că există o anumită rezervă a ambasadorilor țărilor europene occidentale față de domnul Dodon. Deși după asta ambasadorul american a spus că eu n-am probleme cu domnul Dodon. Doar cu da, dar ambasadorul român am impresia că n-a spus nimic. N-a spus nimic deocamdată, da. Domnul Jugu, dumneavoastră, cum vedeți aici pe exterior? După 13 noiembrie 2016 devenise clar că în relațiile dintre președinție și coaliția majoritară se va institui fie o stare de coabitare, cum este normal într-o societate democratică și exemplul Franței este emblematic în acest sens, fie o stare de conflict instituțional. Până la moment, mai degrabă, au fost contabilizate mai multe stări de conflict decât de coabitare. Eu am apreciat acea trilaterală președintele de parlament, prim-ministru, pentru că autoritățile supreme în stat trebuie să dialogueze, trebuie să facă schimb de poziții, nu numai prin rețelele de socializare, ci în mod direct. La conferință domnul Dodon a zis că vorbește cu toți la telefon, sigur dar nu se vede se pentru vorbește, că... Dar este necesar o cooperare mai strânsă dintre autoritățile supreme în numele realizării intereselor naționale ale Republicii Moldova. Cât pe exterior, da, într-adevăr, eu am spus de mai multe ori, este foarte bine că președintele Igor Dodon a reușit să stabilească relații de amiciții sau o apropiere cu președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, și dacă va realiza o apropiere, va fi numai în beneficiul Republicii Moldova, așa, a cetățenilor săi. Voronin și până la moment... făcut ce a făcut? Ghimpu în genere nu a avut nicio relație? Vladimir Voronin, de asemenea, a venit cu, practic, cu aceleași idei în 2001, numai pentru că el a fost pedepsit de către președintele Putin, pentru că nu a dorit să semneze memorandumul COSAC și se pare că a procedat corect. Răceala e lungă pentru că președintele Putin nu atât de ușor iartă. Dacă cineva ar spune că exemplul contrar ar fi cu liderul Turciei Recep Tayyip Erdogan, aceasta a fost o situație extraordinară și în alte conjuncturi nu s-ar fi realizat. Nu s-ar fi întâmplat. Pur și simplu Federația Rusă este izolată și în același timp se autoizolează din spațiul geopolitic european. Este bine că președintele Dodon se pare că va avea succese pe filiera umanitară și politico-juridică cu unii cetățeni ai Republicii Moldova și probabil se va extinde numărul exportatorilor, mai ales că iată acuși vine roada, iar Republica Moldova, agricultura Republicii Moldova este foarte vulnerabilă și delăsată. Da, desigur că da, fapt care se extinde și asupra dezvoltării rurale. Asta s-ar putea rurale. Un pic, această relație dintre ei doi, s-ar putea să ridice la un alt nivel. Da, este foarte important, numai că aici este o problemă. Care? Relațiile dintre cele două state Nu trebuie să se realizeze numai la nivelul șefilor de state. Să intervină și mai ales că și președintele Republicii Moldova nu are atribuții în domeniul executivului, dar să intervină și alte instituții, iar președintele Vladimir Putin de câteva ori a dat de înțeles în conferințele de presă comune că n-a dat cluciti drugie structură, dar trebuie ca să fie incluse în procesul de ameliorare a relațiilor și alte autorități de stat. Dar în același context, retorica anti-americană, retorica anti-română, nu s-a ajuns la acțiuni concrete până la moment, dar o îmbunătățire a relațiilor cu Federația Rusă nu trebuie să presupună o înrăutățire a relațiilor să vină în detrimentul relațiilor cu Uniunea Europeană. Să se înțeleagă că România este parte a Uniunii Europene și în caz dacă va apărea o situație de alternativă de alegere, instituțiile comunitare europene vor face alegere în favoarea României și nu în favoarea Republicii Moldova. Da, pentru că ei sunt în familia lor și noi suntem la graniță. Și în acest context nu este necesar ca de a înrăutăți relațiile cu Uniunea Europeană, cu alți parteneri de dezvoltare, cu Statele Unite, pentru că nici noi nu știm care va fi poziția. Ei, aici joacă rol deja geopolitica și domnul Dodon care probabil va fi este... poziția, da. Nu, este o poziție, cred eu, incorrectă și poate atunci când va avea consilieri în probleme de politică externă, va înțelege sau va mai intra în
în această postură de președinte, poate va schimba retorica și nu se va opune îmbunătățirii, consolidării relațiilor cu Uniunea Europeană care este realizată de către guvern. Republica Moldova nu are nevoie, spre exemplu, de denunțarea acordului de asociere. Dacă apare o problemă, există Consiliul de Asociere care își desfășoară activitatea acum, poftim, poate să se spună referitor la toate anexele, la toate contingentele tarifare. Spre exemplu, în anul 2016, Republica Moldova a îndeplinit în totalitate contingentul tarifar numai la exportul strugurilor. Dar 10.000 de tone, cât i s-a permis, atâtea a exportat pe piața europeană. Dar nu a exportat niciun kilogram de roșii, niciun kilogram de usturoi. Republica Moldova poate să solicite, dacă va avea o certificare pe măsură, ca să îi se deschidă posibilitatea de a exporta ouă, carne și lapte, dar acestea sunt produse foarte sensibile. Care solicită o calitate foarte înaltă, ceea ce Republica Moldova nu își poate permite. Prin urmare, dacă apar probleme în relațiile dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană pe marginea acordului de asociere, Consiliul de Asociere, prin articolul 436, stipulează expres posibilitatea de a pune în discuții și de a modifica în beneficiul Republicii Moldova. Numai trebuie de demonstrat că este capabilă să realizeze acele sarcini care spun. Numai un exemplu, o comparație. Ucraina, spre exemplu, practic toate contingentele tarifare le-a îndeplinit în 2016. A rămas numai două cu mici cantități ca să exporte și practic a îndeplinit 100%. Republica Moldova cât a îndeplinit? Iată, în asta constă problema, că avem o agricultură nedezvoltată și dacă noi am avea un plan de dezvoltare, un plan strategic de dezvoltare a agriculturii, atunci am putea să mai cerem ceva. Dar până la moment nu avem posibilitățile cele. Domnul Ciurea, cu condiția condițiilor unui suveran este cultul onoarei. Din toți cei trei președinți aleși de popor, cine dintre ei are cultul onoarei cel mai bine dezvoltat? Mi-ați spus o întrebare la care trebuie să mă gândesc. Cultul onoarei. Într-adevăr, președinții sunt un fel de cavaleri care trebuie să să respecte anumite coduri etice, coduri deontologice. Eu puțin i-am urmărit pe primii doi președinți. Eu ceea ce vreau să zic despre domnul Dodon, că el este implicat într-o luptă politică foarte dură și nu mă aștept din partea lui la gesturi cavalerești. Nu cred că el va respecta întocmai codul cavalerilor, coduri deontologice, lui se aplică lovituri grele și el trebuie să dea riposta cuvenită și el trebuie să se... Diplomație aici, deja în această luptă, nu prea va fi. Totuși, domnul Juc a subliniat acest lucru și eu voi insista o dată în plus, sunt gesturi caracteristice atât domnului Dodon cât și actualii majorități parlamentare, mă refer la prim-ministru și speaker, care demonstrează că acești politicieni sunt oameni de stat și sunt capabili să dialogueze în pofida contradicțiilor care există. Această trilaterală la care s-a făcut referire arată că ei au sentimentul responsabilității care apasă pe umerii lor. Și domnul Dodon are acest sentiment și ceilalți politicieni. Și iată aceste gesturi de apropiere în pofida confruntărilor existente. Aceste gesturi de apropiere sunt dovada faptului că ei sunt cavaleri, că ei sunt gentlemani, că ei înțeleg să, nu doar să-și aplice lovituri sub centură sau lovituri grele, dar sunt în stare și să coopereze și să găsească numitorul comun în chestiuni majore. Am văzut că și în cazul ambasadorilor, în cazul numirilor, în funcții importante pot fi găsite aceste compromisuri cu judecători. Da, deci momentele de cooperare sunt extrem de importante și noi la ele ca observatori atragem foarte multă atenție. Și aici putem vedea acest cod la care faceți referire. Sigur că nu vor fi mănuși albe, nu vor fi plecăciuni, închinăciuni, dar
un dialog sănătos, el trebuie să existe. Simțul diplomației, cultură politică, pentru că carisma are. Celelalte, un cult al onoarei din toți cei trei pe care îl vedeți. Despre președintele Igor Dodon cred eu că este prematur să vorbim. N-au trecut de... Păi, dar îl cunoaștem de mult. În politică nu este pentru o zi. Cât despre ceilalți doi președințe, Mircea Snegur a avut un executiv cu care a cooperat până la alegerile parlamentare din 1994 și atunci, de asemenea, încă un an nu a avut mari probleme, dat fiind că el însuși era din mediul agrar, din mediul cooperației colhoznice. Și numai într-o 1995 a fost un conflict cu ministrul apărării Pavel Creangă. Iar președintele Lucinski, de asemenea, a avut, după alegerile prezidențiale, un executiv care a cooperat, însă în urma alegerilor din 1998, când s-a format Alianța pentru Democrație și Reformă, deja situația s-a schimbat, a fost o puțină coabitare și mai mult conflict, care s-a soldat în ultimă instanță cu acel referendum consultativ despre care am spus într-o 1999 și a culminat cu modificarea Constituției în 5 și 18 iulie 2000. Când, deci la fiecare vedem câte ceva, unde câte este... Ceva, da. Au dar... avut și cooperare, au avut și conflict. Ce este normal, pentru că în Republica Moldova încă nu s-a cristalizat și nu s-a consolidat o cultură politică a... mai urmează încă vreo câți ani ca să ajungem la acea cultură politică? Nu știu câți ani, dar iată... Prima dată coabitările au fost țin de Franța, dacă să nu mergem într-o perioadă mai îndelungată, și dacă era un executiv de dreapta și președinte de stânga, sau invers, totuși, în probleme de politică externă avea o poziție consolidată. Ceea ce nu putem spune la moment nici de România, mai ales pe timpul lui Traian Băsescu, când președinția interpreta un eveniment într-o manieră. Și acum la Iohannes putem spune acum că... Acum este aceeași situație. Aceeași situație, pentru că sunt totuși din diferite partide. Prin urmare, în spațiul post-socialist încă nu avem acea guvernare. Și vedem și în Polonia care este situația. A câștigat un partid mai de dreapta, eurosceptic, și partidele de centru și de centru stânga au cu totul altă poziție. Vreau să trecem la concret la cei 6 pași pe care i-a sonorizat domnul Dodon, și anume cu ce a început și la ce ține foarte mult. Este vorba de amnistierea migranților moldoveni și cei 250.000 de moldoveni care urmează să fie legalizați. 17.000 au fost deja, 10.000 au fost amnistiați. Se prelungește acest termen până pe 12 mai. Cum vedeți aici acțiunea domnului Dodon și dacă este ea orientată în folosul, pentru că diaspora din Rusia, din păcate, a fost dată uitării o perioadă de timp și nu prea s-a ajuns la idei cum să faciliteze trecerea lor a graniței sau ce să facă cu ei. Categoric este un punct câștigat, chiar dacă nu este dus până la capăt. Eu n-aș numi pe cei care lucrează în Rusia diaspora. Este mult prea mult. Nu. Ei nici măcar nu pot fi comparați cu cei care lucrează în Europa, pentru că durata aflării, șederii lor în Rusia este destul de scurtă, de 3 luni. Deci, dar faptul că au fost amnistiați... Îl avem și pe Kalinin acolo, care e responsabil de diaspora. Da, mai puțin, apropo, aveți dreptate, mai puțin cunoaștem toate dedesubturile, dar faptul că migranții noștri, muncitorii noștri pot lucra acolo și vor reveni mulți dintre ei în Rusia la lucru, este un lucru salutar, chiar dacă, sincer vorbind, așteptările au fost un pic mai mari. Noi credeam că după prima vizită a lui Dodon la Moscova, acest lucru va fi rezolvat imediat și definitiv. Vorbiți despre acea perioadă când s-a discutat că nu este Putin, nu a dat nicio reacție, da? Și s-a lungit un pic? Da, bun, s-a trecut prin procedurile birocratice, s-a trimis la Serviciul Federal al Migrației de Rusia. Da, deci, dar acum mecanismul nu funcționează. Funcționează, nu, da, dar încă urmează să fie. Acolo zilnic sunt procesate aceste dosare. Bun, eu cred că nu putem să-i reproșăm aici nimic, din contră să salutăm acest lucru. Da, desigur că este un aspect pozitiv, s-a aștepta ca să rezolve problema politico-juridică a celor care au încălcat regimul de șederi sau au comis alte infracțiuni. Autoritățile Federației Ruse nu puteau, chiar din
a doua zi, pentru că s-ar fi creat un precedent. Sunt și din alte state. Dar au apărut în societate unii analiști politici din alte tabere să-i reproșeze că nu este adevărat, că nu se va face nimic. Aici vreau să ajung. Probabil, dacă s-a făcut, au fost adoptate deciziile corespunzătoare, este bine. Dar, încă o dată, denotă că în Republica Moldova locuri de muncă practic nu sunt sau sunt foarte slab plătite și cetățenii preferă mai degrabă să meargă în Federația Rusă să muncească în acele condiții nu cele mai bune în mare parte din ei și prin aceasta să-și câștige o bucată de pâine sau s-au deprins acolo mult, s-au așezat acolo și nu se vor mai întoarce în Republica Moldova. Dar important este ca și ei să înțeleagă că nu va mai fi a doua oară dacă vor încălca regimul de ședere, nu vor mai fi încă o dată reabilitați. Aceasta este mare problemă a Republicii Moldova, nu numai în Est, dar și în Vest, că li se permite ședere legală nu mai mult de 3 luni și oamenii sunt nevoiți să circule, oamenii își pierd locurile de muncă, locuri pe care le au sau în Federația Rusă, sau în Israel, sau în, sau în Spania, sau în Italia și Portugalia, sunt nevoiți să vină și cei care respectă legislația. Aceasta este mare problemă a Republicii Moldova și eu nu știu cum poate fi rezolvat în cazul dat. Da. Cum ar putea pune în dificultate relația noastră cu Uniunea Europeană și NATO semnarea celor două, a unui acord de parteneriat strategic și a memorandumului cu Uniunea Economică Euroasiatică? Aici, bun, aici cum vedeți? Tot sunt discuții. În primul rând, din câte eu înțeleg, sunt două documente despre care se vorbește. Distincte. Da, unul este un acord de colaborare între Republica Moldova și Uniunea Economică Euroasiatică. Și al doilea este memorand. Un acord de obținere a statutului de membru observator în cadrul Uniunii Economice Euroasiatice. Deci în ceea ce privește primul tip de acord, s-ar putea ca domnul Dodon să aibă dreptate în sensul că el poate să semneze și acest acord nu necesită ratificarea Parlamentului. Pentru că Parlamentul nu o să susțină nici guvernul, asta a spus-o și Filip în scrisoarea sa adresată domnul Dodon, nu va susține niciun demers al domnului Dodon în direcția apropierii de Uniunea Economică Euroasiatică, pentru că vectorul nostru este Uniunea Europeană. Este Uniunea Europeană, da. Deci, da. Declarat de Partidul Democrat, ceilalți. Da. Dacă acest tip de acord, dar nu a primit încă expertiza Parlamentului, pentru că el a fost transmis de domnul Dodon domnului Candu, dacă el poate să semneze un asemenea acord, atunci este ok. Poate să semneze și asta înseamnă conferințe, acțiuni de, să zic așa, de importanță minoră. În ceea ce privește obținerea statutului de observator, aici cu siguranță este nevoie și de implicarea forului legiuitor. Eu cred că domnul Dodon a spus că el va semna acest acord. Este adevărat că nimic indiferent de părerea Parlamentului și Guvernului. Este adevărat că el poate să o facă și nimeni nu poate să interzică. Este președintele țării și el poate să semneze. Doar că, din câte înțelegem, validitatea acestui document va fi nulă atâta timp cât Parlamentul nu va ratifica acest acord. Deci el nu va intra în vigoare cât Parlamentul nu va dori să o voteze și, din câte înțelegem, Parlamentul nu va dori să o facă. Deci domnul Dodon va semna, va exista... Pentru că este restricționat de acel acord de asociere cu Uniunea Europeană. Procedura de intrare în vigoare a documentelor internaționale, acordul presupune parafare, presupune decizia de semnare, de obicei de președinte sau prim-ministru, dar după asta, pentru a intra în vigoare, el mai trebuie să treacă prin Parlament. Domnul Juc, da, Uniunea Europeană nu interzice Republicii Moldova să semneze alte acorduri, din câte... Articolul 157 din acordul de asociere permite ca Republica Moldova să participe și în alte acorduri de liber schimb. Da. Și Republica Moldova participă într-un asemenea acord în cadrul Comunității Statelor Independente din, din octombrie 2011, când a fost semnat de către premierul din acel timp, de Vlad Filat. Dar în cazul dat, noi avem două acorduri distincte. Un acord de parteneriat strategic cu Federația Rusă. La moment, relațiile politico-juridice dintre Republica Moldova și Federația Rusă sunt reglementate de acordul de parteneriat și cooperare din 19 noiembrie 2001, care periodic este, odată la 5 ani, este prolongat dacă părțile nu au obiecțiuni. Și ultima dată a fost prolongat la 19 noiembrie 2016. Dacă se dorește ca parteneriatul și cooperarea să fie ridicate pe o treaptă superioară de parteneriat
strategic, atunci președintele împreună cu Ministerul Afacerilor Externe, dar nu poate de unul singur, trebuie să negocieze un asemenea, dar eu nu știu ce s-ar putea, comparativ cu redacția acordului actual, ce s-ar putea să fie introdus absolut nou pentru Republica Moldova. Dar în cazul dat, acest acord cade sub incidența legii Republicii Moldova cu privire la tratatele internaționale din septembrie 1999 și va trebui să fie ratificat de către Parlament. Cât despre cel de-al doilea document, un memorandum privind statutul de membru observator în cadrul Uniunii Economice Euroasiatice, noi trebuie să ținem cont de următorul fapt. Uniunea Economică Euroasiatică este și o uniune vamală. Și nu pot să particip la două uniuni vamale pentru că în fiecare în parte prevede abolirea controalelor interne și taxe comune de import-export. Președintele ar putea să semneze un memorandum, dar este clar că nu poate semna un acord, pentru că el va, cum și-a spus domnul Ciurea, el va trebui să fie ratificat de către Parlament, pentru că se află sub incidența legii cu privire la tratatele internaționale. În plus, acest document va trebui să fie contrasemnat de Ministrul Afacerilor Externe. Prin urmare, sunt probleme de ordin juridic, iar aceste probleme de ordin juridic vor avea repercusiuni și asupra relațiilor dintre instituții. Un memorandum privind statutul de membru observator al Republicii Moldova în cadrul Uniunii Economice Euroasiatice nu aduce practic dividende economice Republicii Moldova. Mai degrabă este un dividend simbolic, un dividend politic. Va participa și o delegație probabil din partea președinției sau eventual și din partea altcuiva. Da. Da, dacă guvernul nu se duc, da. Da, nu, va participa la summiturile Uniunii Euroasiatice, dar se va documenta la fața locului, dar mai mult nimic, pentru că acestea sunt reglementările ce cad sub incidența atât a dreptului internațional, cât și a dreptului bilateral. A dreptului din... Dar nu va aduce niciun prejudiciu sau juridic sau de altă natură acordului cu Uniunea. Depinde cum va fi interpretat. Dacă se va fi cuvântul acord, va fi interpretat că cade sub incidența legii Republicii Moldova cu privire la tratatele internaționale, dacă va fi memorandum, atunci s-ar putea ca în anumite circumstanțe să se facă abstracții. Deci un memorandum de asemenea cade sub incidența acestei legi. Vreau să ajungem acum la decretul semnat de Igor Dodon privind convocarea referendumului consultativ și să-mi explicați aici care sunt situațiile critice și de ce unii spun, unii analiști politici confirmă că este doar un PR și de ce nu are dreptul un președinte să formuleze patru întrebări într-un referendum pentru a fi adresat poporului și acele patru probleme pe care și le-a propus să le prezinte către societate este anularea legii miliardului, sporirea competențelor președintelui țării în ce privește dizolvarea Parlamentului și anunțarea alegerilor anticipate, reducerea numărului de deputați până la 71 de persoane și introducerea disciplinei istoriei Moldovei în curicula școlară. Da, discuția despre poate domnul Juc are cunoaște mai bine, dar poți introduce mai multe chestiuni în dezbatere cadrul în referendum. E posibil? Pentru că aici a apărut-o, că nu e posibil patru întrebări să fie. În cel puțin, din câte înțeleg, nu este interzis nicăieri acest lucru. Depinde cum le formulezi. Acolo e scris, în lege este scris clar în codul electoral cum trebuie să formulezi o întrebare, nu trebuie să se acolo... Sunt anumite condiții speciale. Mai interesant, bun, și acest subiect este interesant, dar... care va fi soarta acestei inițiative? Poate ea fi blocată sau nu? Din câte înțelegem citind... Și are putere juridică. Ea are putere. Președintele, potrivit codului electoral, este în drept să inițieze un referendum republican de tip consultativ și acest drept îi aparține. Doar că în acest cod electoral este scris că după inițierea lui, această decizie de inițiere trebuie să treacă prin Parlament. Acolo, și credeți că acolo va fi... Peste o anumită perioadă de timp, ea trebuie să fie adoptată. Nu zadar domnul Dodon a declarat că e jumătate de an în septembrie. Da, 24 septembrie va avea loc. Deci, pentru că trebuie să treacă, să se scurgă o perioadă de timp. Perioadă specifică. Și iată aici, Parlamentul trebuie să aprobe. Da, Parlamentul poate să aprobe, poate să nu aprobe desfășurarea acestui referendum. Și având în vedere că în Parlament există o majoritate
parlamentară ostilă domnului Dodon, eu admit că acest referendum nu va putea fi desfășurat din cauza poziției speciale a Parlamentului. Dar și Parlamentul trebuie să... Aici s-ar putea să fie în favoarea politic, da, din punct de vedere politic. Domnul Dodon poate să câștige dacă va fi blocat. Nu știm. Aici lupta continuă, cum se zice, și Parlamentul poate să blocheze, dar aici asta implică anumite riscuri politice. Există riscuri politice și iar poate să-i dea undă verde. Da, eu cred că inițiind... Avantajul sau dezavantajul acest domnului referendum, Dodon în cazul în care da, s-a inițiat referendumul? Inițiind acest referendum, președintele Igor Dodon nu va pierde nimic. El poate că nu va câștiga nimic, dar de pierdut nu va pierde nimic. Codul electoral permite inițierea, după cum și-a spus domnul Ciurea, unui referendum republican consultativ. La, dacă va fi aprobat de către Parlament, atunci la urnele de vot, când cetățenii care se vor prezenta, vor primi patru buletine, să spunem așa, cu întrebări fixe și răspunsul trebuie să fie da sau nu, pentru că asemenea prevede procedura unui referendum. Acum, cât despre subiectele aceste patru subiecte sunt relevante pentru societatea noastră și dacă vom... Problemele sunt relevante în diferite măsuri, aș spune. Dacă să luăm problema miliardului, desigur că oamenii nu doresc să plătească, dar de fapt este deja o acțiune consumată, pentru că Banca Națională a primit de la guvern toate hârtiile de valoare și ele nu pot fi restituite. În plus, nu se permite ca la referendum să fie scoase probleme ce țin de buget și de introducere de taxe, introducere de impozite. Este un moment. Poate acesta este adăugat numai ca să atragă atenția acestui referendum. Dar punctele principale este competențele. Al doilea punct ce ține cu micșorarea numărului de deputați. De asemenea, va fi susținută de către cetățenii Republicii Moldova, numai că Constituția Republicii Moldova, articolul 60.2 sau alineatul 2, prevede că Parlamentul Republicii Moldova este alcătuit dintr-o 101 deputați. Și după referendumul consultativ... Da, dar nu mai suntem 4 milioane, suntem... Nu contează. Nu are importanță în cazul dat, dar după ce se va consuma referendumul, este nevoie de amendarea Constituției. Deci, iar amendarea Constituției nu este atât de ușor de realizat în contextul dat. Și apoi atunci ajungem la întrebarea sporirea competențelor. Sporirea competențelor vizează articolul 85 privind posibilitatea președintelui de a demite Parlamentul, dar este iarăși unul consultativ. Acolo un moment important este că dacă nu se îndeplinește timp de 12 luni prevederile unui referendum consultativ, președintele poate să demită Parlamentul. Eu știu dacă, într-adevăr, ar putea să fie susținut și acest moment de către, pentru că eu nu știu de ce, sau mai degrabă știu de ce, dar nu știu de ce aș spune că începând din 1990 toate relele se dau pe Parlament în Republica Moldova, probabil din cauza că erau transmise ședințele în direct. Da. Cât despre istoria Moldovei, poate cineva va spune că iată, el e profesor universitar, e doctor habilitat și asumă prea mult. Eu nu cred că trebuie să pronunță oamenii începând la această temă? Pe această temă. Dar nu începând, vă pare că deja prea tare? Vă spun, începând de la un doctor habilitat și finalizând cu o persoană care nu are nici studii liceale. Nu este problema oamenilor această problemă. Dar oamenii sunt impuși în situația să se despartă pe două tabere ce ține la acest subiect. Și oamenii se vor despărți și mai departe pe această tabără. Dar de ce unii politicieni să facă din asta să aibă câștig la alegeri? Nu trebuie să aibă câștig la alegeri din urma aceasta. Nici, și eu nu știu cine are câștig de pe urma aceasta. Nu trebuie să aibă. În cazul dat, eu consider că președintele Igor Dodon nu va obține niciun suport electoral în plus la ceea ce are. Nu, problema istoriei trebuie să fie pusă la referendum. Așa ceva nu există. În plus, eu m-am îndepărtat. Interesul meu științific sunt relațiile internaționale, științele politice, dar este foarte greu. Ce se va cerceta?
Dacă dumneavoastră îmi spuneți care, în ce va consta istoria Moldovei, atunci să vedem în ce va consta. Da, dar s-au adus exemple că în alte țări este doar istoria, la noi de ce să nu fie așa? Poate fi sau istoria. Poate scoasă. În ultima instanță poate fi istoria. Nu se învață istoria României, ci se învață istoria românilor. Și atunci să vă întrebe cineva, am înțeles, cum, vreau, poate, mai avem, suntem cum pe, poate fi pe împărțit vreau... Eminescu? El e poet moldovan sau poet bucovinean, da, dar, sau poet român? Încă o dată vă spun, regretul meu este că acest subiect împarte societatea și ar fi trebuit odată și pentru Academia totdeauna de știință cineva s-a să aibă pronunțat. Putere politică să spună, a, da, aici nu e alb și aici e negru. Trebuie, nu oamenii politici, eu mi-aduc aminte în dar Parlamentul... Dar de ce Academia de Știință până acum n-a făcut acest lucru? Academia de Știință ca forum științific suprem de mult a spus ce limbă se vorbește în Republica Moldova și care este istoria. Am înțeles. Domnul Ciurea, vreau să vă întreb și despre acțiunea pe care a sonorizat-o privind interzicerea unionismului și aici punem punct. Și demiterea doamnei Corina Fusu pentru faptul că a făcut o circulară, da, pentru a fi timp de o săptămână discutată în școli. Bun, în ce își vrește relația cu PL-ul și cu doamna Fusu? Da, într-un minut, vă rog. Da, e ok, bun. E clar că PL-ul și cu socialiștii se află într-o luptă pe viață și pe moarte, dar de la această luptă ambii cresc. Ce își vrește interzicerea unionismului? Eu vreau să vă spun că și eu sunt statalist în sensul că nu agrez și niciodată nu votez partidele unioniste. Dar acest curent politic există în Republica Moldova în mod obiectiv, el are o anumită susținere și tu, nu, dacă excluzi acest curent, tu trebuie următorul pas să recurgi la represiuni politice, pentru că oamenii nu vor ceda cu una, cu două. Din această cauză mai înțeleaptă mi se pare strategia de absorbire a unionismului în cadrul politic actual. Sigur, el nu trebuie încurajat, pentru că totuși este un curent care nu favorizează constituirea, nu aduce nimic pozitiv la constituirea statului, dar absorbirea lui. Vedeți că PL-ul se află la guvernare, un partid totuși Da, dar a scăzut, o să apară altele. Se asociază, el nu este asociat cu partidul, unioniștii nu îl asociază cu partidul lor. Am înțeles. Ei, în general, au rămas fără partid acum. Da. Aceasta este problema lor. Da, și îmi pare rău că deja suntem pe final. Dumneavoastră, la tema aceasta, aveți ceva vă spune? Sau nu, eu cred că nu s-a procedat corect, dar este o luptă politică. Nu este cazul ca să se introducă în școli. Și credeți că aici în câștig sunt ambii sau unul? Nu cred că niciunul nu este în câștig, dar nu le ajută la nimeni. Dar, da, dar unionismul până la urmă, doamna Fusu nu a avut dreptul să ține declare de conștiința aceste... oamenilor și nu se interzice cu nimic. Cum nu ai să interzici la oameni care sunt cu vederi, spre exemplu, prorusești? Sunt oameni cu vederi pro-americani. Da, dar unii sunt blamați pentru că sunt prorusești, unii sunt... Nu este bine. Nu este bine lucrul ăsta în societate, da, și ar trebui să ajungem la... Aici suntem de acord. Îmi pare foarte rău că am ajuns la final și deja și am depășit timpul, pentru că discuția... am vrut foarte mult să vorbim și despre întâlnirea de astăzi cu Krasnoselski și cu... Dar o vom face la o altă emisiune. Eu vă mulțumesc tare mult pentru prezența în studio și vă doresc o seară frumoasă. Doamnelor și domnilor, aici punem punct ediție din această seară. Eu vă aștept în fiecare luni și joi la 20:30 la emisiunea Intersecția RM. La revedere!